Lăudați să fie Domnul! A fost o duminică foarte bună. Toți au cântat frumos, asta înseamnă că a fost la repetiții. Sunt frați dirijori, vin la repetiții? Vin? Sau ar trebui, trebuie să mai insistăm? Trebuie să mai... Ok. Vă rog frumos să veniți la repetiții. Da, oricum, dacă nu erau la repetiție, nu cântau așa de frumos toate formațiile. Vă mulțumim din toată inima, Domnul să vă binecuvinteze. Prebiților, în această seară aș dori să abordez un subiect destul de dificil. Fratele pastor Adrian vorbea mai devreme de discernământ și vorbea despre cuvântul lui Dumnezeu care pătrunde foarte adânc în ființa umană, pătrunde acolo unde discernământul nostru natural nu are capacitatea să deosebească. Există un discernământ natural al omului. Dacă văd o băltoată, o ocolesc, am atâta minte să știu că trebuie să o ocolesc. Discernământul despre care auzeam mai devreme este atunci când lucrurile sunt camuflate, când nu-ți dai seama prin metodele de observare naturală ce se ascunde dincolo de ușa aia, dincolo de persoana respectivă. Atunci este nevoie de, așa auzeam, discernământ spiritual, nu discernământ natural. Ei, când ne uităm la comportamentul, la purtarea, la vorbirea unei persoane, este foarte greu de multe ori să ne dăm seama de adevăratele intenții, de motivațiile acelei persoane. B-am permit să spun că uneori nu ne prindem nici pe noi. Inima omului este de deznădăjduit de rea. Inima omului este vicleană. Este atât de vicleană încât încearcă omul să se păcălească până și el pe el însuși. Vorbeam dimineață despre caracterul triplicitar al multor oameni. Una gândesc și cred, alta vorbesc și alta fac. Iată de ce, după ce dimineață am spus că trebuie să vorbim și trebuie să vorbim lucrurile lui Dumnezeu, trebuie să vorbim, să avem o vorbire de calitate, o vorbire frumoasă, dreasă cu sare, o vorbire duhovnicească. Și trebuie să transmitem adevărul obiectiv al lui Dumnezeu, așa cum este El, fără să căutăm la fața oamenilor. În această seară aș dori să parcurgem pasul următor, care se referă la a trăi ceea ce vorbim. Presupunem din start că avem un crez autentic. Presupunem din start că avem o doctrină corectă. Am trecut dimineață de faza aceea unde oamenii sunt vicleni, amăgesc, introduc erezii în mesajele lor, încearcă să fie pe placul oamenilor, să le satisfacă impulsurile firii pământești. Am trecut de faza aceasta. Vorbim acum de un mod mai perfid de a fi duplicitar. Când credem ce trebuie și spunem ce trebuie, doar că nu trăim. Deci Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Matei, în capitolul 5, de la versetul 13, spunea: voi sunteți sarea pământului.
dar dacă sarea își pierde gustul. Din start, cuvântul lui Dumnezeu ne dă această identitate de oameni născuți din nou, de oameni transformați, de oameni care au gust. Asta înseamnă au o credință bună, o doctrină corectă, o învățătură bună și totuși sarea își poate pierde gustul. Cum? Și atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii, o cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Cu alte cuvinte, sunteți lumină, dar oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă ce? Faptele voastre bune. Am trecut de la învățătură bună, de la doctrină sănătoasă și intrăm în sfera aplicativă a vieții noastre de fiecare zi. Și când văd faptele voastre bune, să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. Dragii mei, una dintre cele mai grave supoziții ale teologiei moderne este să credem că Domnul Iisus Hristos a venit ca să nu mai avem legi și porunci. Nu este adevărat. Nu este adevărat. N-a existat niciodată și nu va exista niciodată în istoria omenirii o instituție, fie de ordin divin, fie de ordin uman, fără rânduieli. Și cuvântul Domnului ne spune că Duhul lui Dumnezeu, Dumnezeu este un Dumnezeu al orânduielii, care așteaptă de la noi să ne însușim și să respectăm rânduielile lui Dumnezeu. Versetul 18, Matei 5 cu 18, căci adevărat vă spun, câtă vreme nu vor trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Aici îmi permit să mai repet o dată. Și am repetat de multe ori și voi mai repeta de multe ori pentru ca să știm despre ce vorbim. Discernământul nostru trebuie să aibă în vedere identificarea corectă a termenilor. Și unii termeni implică mai multe dimensiuni și când le amestecăm între ele ajungem la confuzii. Când vorbim de lege, legea vechi testamentală, vorbim despre trei dimensiuni ale legii. Vorbim despre legea rituală sau ceremonială care se referă la jertfe, la omorâtul de miei, de păsări, de dobitoace în sensul răscumpărării omului din păcatele lui de un an de zile, să poată supraviețui, să nu-l nimicească Dumnezeu. Se referă la anumite legi de curățire, se referă la sabat, se referă la tăierea împrejur, se referă la lucrurile astea. Asta este legea ceremonială, rituală. Este legea morală care se referă la a nu fura, la a nu curvi, la a nu ucide, la lucrurile care țin de moralitate. Și apoi este dimensiunea caritabilă a legii, să ai dragoste de aproapele și să-l ajuți. Și erau prevederi în lege să nu strângi toată recolta, să mai lași în urmă dacă vine un sărac, dacă vine un străin, dacă vine un trecător, să poată să culeagă, să rămână ceva de cules în urma ta, să nu iei tot până la ultimul rod. Știți că asta s-a întâmplat atunci când Rut, amărâta Rut și amărâta Naomi, sărace lipite pământului, au mers pe urma secerătorilor în câmpurile lui Boaz și au fost binecuvântate de faptul că Boaz a împlinit legea și a lăsat belșug să poată veni două femei văduve și amărâte să aibă ce mânca. De legea caritabilă. Ori în momentul în care stăm de vorbă cu oameni care nu mai vor legi și porunci, le spun,
Ce, Pavel a spus să terminăm cu legea. Cu care lege? Păi iudaizatorii, când au venit printre neamuri, nu i-au șocat, n-au șocat bisericile dintre neamuri spunându-le, vedeți să trăiți moral. Păi asta i-a învățat și apostolii, asta i-a învățat și Pavel. Le-a spus, lăsați-vă de minciună, de stricăciune, de curvie, de una, de alta. Nu, asta le-a spus și Pavel, asta știau. Ce a vrut să reintroducă între neamuri a fost tăierea împrejur, sabatul și multe dintre legile ceremoniale. Rituale pe care le-a împlinit Hristos, că de-aia nu jertfim aici miei, că dimineața am sărbătorit jertfa marelui miel, care este Iisus Hristos. Domnul n-a venit să strice, ci să împlinească legea, ritual, am împlinit-o și de-aia nu mai împlinim noi. Mai ajungem jertfele gănate, mai facem tot felul de mătănii pe aici. Bisericile istorice, când vorbim de biserica catolică și de biserica ortodoxă și chiar de unele biserici, așa zis, protestante, care este falimentul acestor biserici? Au creat servicii ceremoniale. Vin și ei cu o cădelniță, prin și ei niște lumânări. Aia nu mai au icoane sau statui, dar au niște ceremonii. Și atenție, credința lor și spiritualitatea lor e dependentă de aceste ceremonii. Ceea ce Hristos spune că nu este necesar și Pavel spune că este o lepădare de Hristos. Dacă în afară de jertfa lui Hristos, dacă în afară de tăierea împrejura inimii, dacă în afară de sabatul perpetu, permanent pe care noi îl trăim în credință, mai este nevoie de altele, atunci înseamnă că jertfa lui Hristos este insuficientă și Pavel spune să nu cumva să faceți lucrul ăsta, să nu vă lepădați de Hristos. El este acoperirea tuturor aspectelor ceremoniale, rituale, ale legii. Dar legea morală a înăsprit-o. Noi nu mai respectăm legea veche, pentru că legea veche spunea să nu ucizi. Eu mă apuc și predic lui fratele Adi acum și spun, frate Adi, am o rugăminte la tine. Te rog eu frumos de tot, mergi în camp cu tine. Vreau să nu omori vreun pap. Ce părere aveți de o asemenea rugăminte? Zâmbă să nu vă omorâți unii pe alții. Păi o insultă la adresa unui om născut din nou să spui să nu omoare pe cineva. La un om născut din nou îi predici să nu urască pe cineva. Mă gândesc că ar fi o insultă și să spunem aveți grijă să nu trăiți în imoralitate. Probabil că oamenilor născuți din nou ar trebui să le spunem nici să nu poftiți, nici să nu vă uitați și să nu poftiți. Pentru că legea Harului este mult mai înaltă și mult mai superioară legii morale a Vechiului Testament, iar noi nu mai respectăm pe aia pentru că legile la care noi ne raportăm sunt mai aspre, sunt mai înguste. Și apoi este legea caritabilă care în vechime spunea să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În har trebuie să-L iubești pe aproapele tău cum îl iubești pe Hristos, că ori de câte ori ai făcut un bine aproape lui tău, lui Hristos l-ai făcut. Așa spune, veniți, că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, mie mi le-ați făcut. Hristos a întărit legea caritabilă. Ei, ascultați ce spune în Matei 5:19, așa că oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci. Știți că sunt unele porunci mici și tendința noastră este să le ignorăm. Noi suntem chemați să predicăm poruncile mari, dar suntem chemați să predicăm și poruncile mici. Știți de ce?
Pentru că nimeni nu calcă poruncile mari până mai întâi nu începe să calce poruncile mici. Aveam și un proverb. Cine fură azi un ou, mâine fură un elefant. Să folosesc un cuvânt puțin mai rafinat. Fraților, Dumnezeu ne-a poruncit să învățăm pe oameni tot, și porunci mari și porunci mici. Și să n-aveți impresia că scăpăm mai ieftin când călcăm porunci mici. Nu. Și când călcăm porunci mici și când călcăm porunci mari, dăm dovadă de neascultare de Dumnezeu. Și acum ascultați ce spune în Matei 5:20, că vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și fariseilor, și am ajuns la cine trebuie, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Acum ascultați, asta e treabă serioasă. Aici nu mai e vorba că nu mai suntem răsplătiți așa de bine, că ne pierdem răsplată. Nu intrăm în împărăția cerurilor dacă neprihănirea noastră nu depășește neprihănirea cărturarilor și a fariseilor. Care era neprihănirea cărturarilor și a fariseilor? Ia ascultați ce spune în Matei 23 de la versetul 1. Atunci Iisus, pe când cuvânta gloatelor și ucenicilor săi, a zis: cărturarii și fariseii șed pe scaunul lui Moise, în loc de autoritate. Atenție! Până la Domnul Iisus Hristos, cel mai înalt scaun de autoritate a fost scaunul lui Moise. Nu scaunul împăraților. Nu. Cel mai înalt tron, loc de autoritate, a fost scaunul lui Moise. Când Domnul Iisus Hristos a venit în sinagogă și s-a prezentat pe sine ca fiind Dumnezeu, ca fiind Mesia, ca fiind unsul lui Dumnezeu, a așezut pe scaunul lui Moise și de acolo a decretat profetic din lege că este unsul lui Dumnezeu. Versetul 3, Matei 23:3. Deci toate lucrurile pe care vă spun să le păziți, păziți-le și faceți-le. Au doctrină bună, farisei. De asta spune să întreacă neprihănirea voastră, neprihănirea cărturarilor și a fariseilor. Învățătura sănătoasă este și ea o neprihănire, dar nu este o neprihănire suficientă. Fără o învățătură sănătoasă nici nu începem discuția, nici nu avem de-a face cu biserică. Nici ne avem de-a face cu poporul lui Dumnezeu. Poporul lui Dumnezeu este un popor care își bazează pe credința, pe învățătura sănătoasă a Scripturilor. De acolo începe totul. Dar când am stabilit că avem o învățătură sănătoasă, și asta e parte din neprihănire, nu e suficientă. Deci toate lucrurile pe care vă spune să le păziți, păziți-le și faceți-le, dar după faptele lor să nu faceți, căci ei zic, dar nu fac. Ei leagă sarcini grele și a nevoie de purtat și le pun pe umerii oamenilor, dar ei nici cu degetul nu vor să le miște. Și acum, că au și fapte, toate faptele lor le fac pentru ca să fie văzuți de oameni. Și continuă să spună ce fac ei ca să iasă în relief. Și acum ascultați Matei 23:13. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, introduce termenul de fățărnicie sau ipocrizie, pentru că voi închideți oamenilor împărăția cerurilor, nici voi nu intrați în ea și nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsați să intre. Și acum, scurt, de ce nu trebuie să fim ipocriți? De ce dacă credem bine, trebuie să vorbim? Și ce credem și vorbim, musai să trăim, trebuie să trăim.
Care sunt rezultatele ipocriziei? Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în a doua epistolă a lui Petru, în capitolul 2. De la versetul 1. În norod s-au ridicat și proroși mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare, se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năpraznică. Cum au ajuns aceștia la o doctrină eretică? Pentru că, atenție, când nu împlinești o doctrină sănătoasă, când trăiești altceva decât o doctrină sănătoasă, în timp vei altera doctrina ca să nu contrazică stilul tău de viață. O perioadă pot să spun, nu minți, nu mințiți, nu mințiți, nu mințiți, nu mințiți. Dar dacă eu însumi mint, pe urmă am să încep să modific puțin doctrina ca să pot să mă uit în oglindă. Versetul 2. Mulți îi vor urma în destrăbălările lor și din pricina lor calea adevărului va fi vorbită de rău. Biserica nu mai e relevantă dacă nu trăiește ce vorbește. Pentru că nu poți să cânți ritualuri, să dai cu cădelnița și să spui despre un Iisus sfânt, despre un Iisus bun și noi pe urmă trăim în șanț, dar intrăm sub patrafir și că ne mărturisim și scăpăm de păcate. Nu zic să mă ierte cei care sunt ortodoxi sau catolici sau luterani, să mai știu eu ce. Dar să ne vedeți pe noi, neoprotestanții, atunci când încercăm să creăm și noi anumite ritualuri care să înlocuiască nevoia de a trăi o viață sfântă. Dragii mei, venirea la biserică este absolut esențială. Pentru că aici învățăm cuvântul lui Dumnezeu, aici ne întâlnim în părtășia frățească, aici împlinim poruncile lui Dumnezeu cu privire la biserică. Învățătură, legătură, comuniune și rugăciune. Niște discipline corporative care se întâmplă în părtășia bisericii. Dar dacă eu cred că vin la biserică ca să pot să păcătuiesc de luni până sâmbătă, venirea mea la biserică nu mai are valoare, este desprăcată de orice fel de valoare, a devenit doar un ritual care nici nu mă mai curățește, nici nu mă mai ajută, nici nu mă mai zidește, nici nu mă mai maturizează, nici nu mă mai sfințește, nu mai face nimic pentru mine. De asta, pentru că atunci când spunem nu venirea la biserică te mântuiește, ba te mântuiește, că e o parte din ascultarea de Dumnezeu, adică e parte din mântuire. Dar dacă doar atât rămâne devenirea ta la biserică, nu și o viață corectă, nu și o trăire împlinitoare de cuvântul lui Dumnezeu. Biblia spune că și Biblia o citești degeaba dacă nu o împlinești. Ce spunea apostolul Iacov? Este ca un ascultător uituc care după ce s-a uitat în oglindă, a uitat îndată cum arăta. Biblia o citim ca să ne corecteze, o citim ca să ne transforme, o citim ca să ne învețe. Nu doar ca o lectură informațională. Rezultatele ipocriziei în viața de credință piedică în calea mântuirii altora. Pentru că atunci când oamenii văd faptele noastre bune în ziua cercetării, îl vor lăuda pe Dumnezeu. Dar atunci când văd faptele noastre rele, dau din mâini și spun că m-am lămurit și cu pocăiții ăștia. Piedică în calea mântuirii altora. Pricină de potignire pentru cei slabi. În Luca 17, primele două versete, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre oameni care sunt o pricină de potignire pentru alții, prin comportamentul, prin faptele lor.
Și Biblia zice că e vai de cel ce păcătuiește, dar mai vai de cel prin care vine prilejul de păcătuire, și decât să fiți o pricină de potignire, un prilej de păcătuire pentru unul dintre acești micuți, mai bine îți legi o piatră de moară și te arunci în mare. Nu faceți așa ceva, să referă la cu totul altceva asta. Să înseamnă nici să nu ne treacă prin cap ca prin stilul nostru de viață să fim o pricină de potignire pentru cei slabi și apoi pericol asupra propriei mântuiri. Pentru că uite ce spune în 2 Petru 2, în ultima parte a versetului 3, dar osând ai paște de multă vreme și pierzarea lor nu dormitează. E un pericol asupra propriei mântuire. În 1 Timotei 4, 16, cuvântul lui Dumnezeu spune să luăm seama asupra noastră, asupra învățăturii și asupra trăirii, asupra împlinirii, că așa ne vom mântui pe noi și pe cei care ne ascultă. Ipocrizia pune o piedică în calea mântuirii altora, e o pricină de potignire pentru cei slabi și un pericol asupra propriei mântuiri. Ce înseamnă a trăi ceea ce propovăduim? A trăi ceea ce propovăduim înseamnă a-L imita pe Domnul Iisus. În 1 Ioan 2 cu 6 spune, cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum a trăit Iisus. Noi trebuie să imităm viața Domnului Iisus Hristos în viața noastră. Să aplicăm tot ce este și tot ce face Hristos în felul în care noi trăim. Deci în Ioan capitolul 8, Domnul Iisus Hristos are o confruntare cu cine? Păi cu cine? Cu fariseii și cu cărturarii. Și le spune, eu semăn cu tata, cu tatăl meu, Dumnezeu e tatăl meu și uitați-vă la viața mea, dovediți-mă că am păcat. Știți de ce n-am păcat? Pentru că semăn cu tatăl meu. Dar voi, îl aveți ca tată pe diavolul, pentru că stilul vostru de viață nu se încadrează în legea lui Dumnezeu, în poruncile lui Dumnezeu. Voi mințiți, voi căutați să mă omorâți, voi sunteți vicleni, voi sunteți fățarnici și toate lucrurile acestea vin de la tatăl minciunii, care este diavolul. Cu el semănați, ai lui sunteți. A trăi ceea ce propovăduim înseamnă a-L imita pe Domnul Iisus Hristos. Asta înseamnă a-L urma pe Domnul Iisus Hristos. Sper ca nimeni să nu își închipuie când spune veniți după mine, noi să zicem gata, Doamne, uite aici, suntem detașament, aliniați perfect, unde? Hai, pas de defilare după Domnul Iisus. La asta se referă. Se referă să trăiești ca El. Să-L urmezi în stilul Lui de viață. A fi ucenicul cuiva înseamnă a învăța de la El și ce trebuie să știi și ce trebuie să trăiești. A trăi ceea ce propovăduim înseamnă a-L imita pe Domnul Iisus, apoi înseamnă a-L reprezenta pe Domnul Iisus. Vă spuneam mai devreme că noi nu avem icoane cu Domnul Iisus. Am văzut zilele trecute că unii au băgat Giulgiu de la Turin într-un sistem de evaluare artificial intelligence, de inteligență artificială, și au recreat chipul lui Hristos. Și m-am uitat și eu, sincer să cred, să fiu, cred în primul rând că este o chestie inutilă, că nu contează cum arăta Iisus Hristos, n-are ce să facă pentru noi. Dacă conta, Dumnezeu picta un tablou și îl picta mai bine decât toate fotografiile noastre. Dacă conta, îi făcea Dumnezeu o statuie perfectă. Dar n-a contat. Însă aș vrea să vă spun că Hristos are un chip, are o imagine în lumea asta. Imaginea lui Hristos, portretul lui Hristos, este viața ta. Este trăirea ta. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în 2 Corinteni. Capitolul 3, de la versetul 2. Voi sunteți epistola noastră, scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de toți oamenii.
Voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Hristos scrisă de noi, ca slujitori a lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului cel viu. Nu pe niște table de piatră, ci pe niște table care sunt inimi de carne. Această epistolă, această carte de normative, care cuprinde sau reprezintă un stil de viață, care îl reprezintă pe Hristos, trebuie prezentată oamenilor. A trăi ceea ce propovăduim înseamnă a-L reprezenta pe Hristos. Ascultați ce spune în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 20. Noi dar suntem trimiși împuterniciți ai lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte. În numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Iată dar, a trăi ceea ce propovăduim înseamnă a-L reprezenta pe Domnul Iisus. Și în al treilea rând, înseamnă a-L onora pe Domnul Iisus, a-L cinsti pe Domnul Iisus prin stilul nostru de viață. Dacă mergem în Evrei și am să prezint mai întâi imaginea negativă a ceea ce înseamnă să nu trăim ca Domnul Iisus Hristos, să aducem blamă, îl dezonorăm pe Domnul Iisus Hristos. În Evrei capitolul 10 spune de la versetul 26 că și dacă păcătuim cu voia după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă pe mărturia doi sau trei martori. Cu cât mai aspră pedeapsă, credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu? O necinstire a lui Dumnezeu. Știți că în Romani 1 spune că orice nelegiuire a oamenilor este o necinstire a lui Dumnezeu. Noi îl dezonorăm pe Dumnezeu printr-un stil de viață păcătos, care nu respectăm cuvântul Domnului. În Ioan capitolul 8, versetul 49, ascultați ce spune Domnul Iisus Hristos despre sine în relația Lui cu Tatăl. Eu cinstesc pe Tatăl meu. Prin viața mea, prin faptele mele, îl cinstesc. Dar voi nu mă cinstiți. De ce? Pentru că nu trăiți. A trăi ceea ce propovăduim înseamnă a limita pe Domnul Iisus, a-L reprezenta pe Domnul Iisus și a-L onora pe Domnul Iisus Hristos. Vreau să închei vorbindu-vă despre trei feluri de fățărnicie pe care le întâlnim astăzi în creștinism. Mai întâi este o fățărnicie pe față, a rebeliunii, a răzvrătirii deschise. O lipsă de conformare la principiile și conduita pe care cuvântul lui Dumnezeu ne-o poruncește. Oamenii în biserică poți să bați apa în piu, că atâta bați. Ei nu se conformează. Nici în poruncile mari, mai ales în poruncile mici. Poți să vorbești cât vrei, poți să spui cât vrei. Poți să citească Biblia de la o copertă la alta, de 100 de ori și înapoi. Ei nu se conformează. Care este fățărnicia aici? Ei declară că au credința adevărată în inimă, dar credința adevărată trebuie să fie doar în inimă și nu trebuie să se vadă pe din afară. Asta este o formă de fățărnicie pe față. Al doilea stil de fățărnicie este fățărnicia subtilă. În aspecte de dragoste frățească și caritate, apostolul Iacov descrie ceea ce înseamnă această fățărnicie subtilă. Îmi spuneți, zice, dacă vin niște oameni amărâți între voi și le spuneți, duceți-vă, săturați-vă. Nu e o amabilitate superbă, o amabilitate creștină extraordinară. Omul respectiv proiectează iubire, zâmbește, lasă capul într-o parte, vă iubim din toată inima, vă dorim bine, să vă fie cald la noapte, să vă săturați,
Să vă culcați liniștiți în așternutul vostru. Dar oamenii ăștia n-au nici unde să meargă, n-au nici ce să mănânce, n-au nici cu ce să se încălzească. Spune, dar dacă nu le dați ce au trebuință? Și tot Iacov spune, fraților, să iubim nu numai cu vorba, ci și cu fapta. Stilul acesta de fățărnicie subtilă spune amin ca și când este de acord cu învățătura sănătoasă. Încurajează și bate pe umăr. Rostește cuvinte amabile. Proiectează imaginea de blândețe, de bunăvoință, de amabilitate. Dar nu mișcă un deget. Pentru nimic și pentru nimeni. Este o fățărnicie subtilă. Tragi concluzii nobile, privindu-i pe acești oameni. Dar în realitatea vieții lor, ei doar spuiesc o imagine exterioară. În spate nu se întâmplă nimic. Și există o fățărnicie ascunsă total. Când oamenii se conformează la exterior, când sunt parte din tot ceea ce ține de viața de credință, dar undeva departe, în spatele unui paravan, viața lor este un mormânt plin de necurății. În spatele ușilor închise, stilul de viață al acestor oameni este stricat și este murdar. Acestea sunt cele trei genuri de fățărnicii, de ipocrizii. Le repet și pe urmă ne rugăm să le ardă Domnul prin Duhul Sfânt din viața noastră, ca să putem fi creștini autentici. Fățărnicia rebeliunii pe față. Eu nu cred așa ceva, mie nu-mi convine așa ceva, eu nu fac așa ceva. Asta nu face parte. Eu am credința în inimă. Eu am smerenia în inimă. N-am să uit niciodată o confruntare cu o persoană care m-a provocat să vorbim despre acoperirea capului la surori. N-am vorbit despre acoperirea capului la surori. O poruncă mică. O poruncă mică. Foarte mare, să știți, foarte mare, da, e o poruncă mică. Și marele argument al acestei persoane mi-a dat de exemplu vreo 5 sau 6 femei. Nesupusă bărbatului, cu un trecut moral discutabil, dar cu capul acoperit. Și am spus, măi, prietene, crezi că baticul e de vină că ea e nesupusă bărbatului și se poartă urât și nu-l respectă? Crezi că baticul e de vină că trăiește o viață dezordonată? Dar uitați-vă, vă rog frumos, cât de pervers este spiritul acesta de argumentare. Din aproape în aproape, așa s-a ajuns să dăm de pământ cu toate poruncile lui Dumnezeu. De ce? Pentru că unii sunt fățarniși, se conformează, dar în spatele acelei conformări se descoperă la un moment dat că e ceva care e cum nu e. Fățărnicia aceasta a rebeliunii se agață de absolut orice justificare, orice explicație, doar să nu împlinească cuvântul lui Dumnezeu așa cum este scris. Și o rebeliune pe față. Spui, tu spui, tu auzi. Spui, băi, aveți grijă cum mă îmbrăcați. Aveți grijă cum ieșiți aici în față. Spui și duminica asta și aia și cealaltă. Deci sunt unii care vin tot așa cum vor ei. Odată și odată trebuie să punem mâna pe ceva, pe ceva, să punem mâna pe ceva și să spunem, e gata, e gata cu șmecheria și cu fățărnicia. Vă conformați! Altfel nu aveți ce căuta dincolo de platforma asta.
că avem îngăduință, avem răbdare, zicem frumos, mai și strigăm ca să ne audă. Că trag concluzia, deci dacă eu zic de 10 ori și cineva nu se conformează, ajung la concluzia că vorbesc prea încet. Că dacă nu e surd, mă aude. Ei, într-o zi, țip. Ca să audă și cine nu mă aude sau cine nu vrea să mă audă. Dacă trebuie să zicem și în românește și în engleză. Dar nu vom permite această rebeliune pe față. Ce o să faci? O să vedeți ce o să faci. Că Evanghelia trebuie împlinită. Că poruncile mici sau mari trebuie ascultate și trebuie să ne conformăm. Că mai ai tu de corectat în inima ta, înțeleg. De-aia venim la biserică, de-aia ne luptăm, de-aia ne rugăm, de-aia citim Biblia. Să ne transformăm. Dar până una alta, rânduielile sunt rânduieli. Ei, rebeliunea aceasta pe față. Asta, dragii mei, este o rebeliune care noi credem că este împotriva oamenilor. În realitate, este o rebeliune împotriva Domnului. Și să nu aștepte cineva să primească vreo binecuvântare de la Dumnezeu. Atunci, Domnul i-a dat autoritatea să lege și să deslege și să aplice cuvântul lui Dumnezeu. La vremurile în care trăim de-a lungul secolelor pe care le-am parcurs, țărnicia rebeliunii, fără țărnicia subtilă, repet, când plătim tribut acolo unde nu ne costă și acolo unde nu ne strânge. Vreau o vorbă frumoasă? Îți dau o vorbă. Eu nu zic să ne... Bineînțeles că e bine să ne vorbim frumos. Dar cum să nu ne vorbim frumos? Ne încurajăm. Să fim amabili unii cu alții. Dar dacă doar aici ne oprim și acolo unde începe să mă coste și să mă strângă, n-am timp, n-am nimic, nu pot, nu e treaba mea. Asta este o fățărnicie, încerc să proiectez imaginea unui om cum se cade, dar care n-ajut niciodată pe nimeni cu nimic. Și mă refer și în sens material, dar și în sens spiritual. Și fățărnicia ascunsă atunci când joc după rânduieli, când respect, când mă conformez, când toate lucrurile apar perfecte. Dar undeva, unde nu mă vede nimeni, știe nimeni. Uneori în mintea omului. Acolo chiar că doar Dumnezeu mai pătrunde. Acolo este mormântul mizerabil, plin de necurății. Or, fraților, lucrul care pe mine mă cutremură este instinctul acesta al nostru uman de a ne uita în stânga și în dreapta, înainte și înapoi. Uitând să ne uităm în sus. Uitând să ne uităm în sus. Pentru că noi suntem limitați. Noi evaluăm lucrurile prin prisma ceea ce vedem. Și ceea ce vedem ne dă niște indicii. V-am mai spus în Roman capitolul 8, spune, cine e a lui Dumnezeu, umblă cârmuit de Duhul și umblă după lucrurile Duhului. Cine nu este a lui Dumnezeu, umblă cârmuit de firea pământească și umblă după lucrurile firii pământești. Acum Dumnezeu n-ar nevoie să uite, n-ar nevoie să evalueze, când Timotei spune că el știe pe cei ce sunt ai lui. Dar eu ca om, eu nu sunt Dumnezeu și n-am de unde să știu. Eu o iau pe sens invers. Dumnezeu are un mod obiectiv de evaluare, eu am un mod subiectiv de evaluare. Adică eu mă uit să văd după ce lucruri umbli. Asta îmi va spune cine te călăuzește și aia îmi va spune al cui ești. Al Domnului sau nu? Dar dincolo de puterea noastră de evaluare, prin ceea ce vedem,
Când i-am dat nota 10, când am spus că a bifat toate căsuțele, singurul care pătrunde dincolo, în mintea și în inima omului este doar Dumnezeu. Și ceea ce îmi cer mie și ceea ce v-aș cere și dumneavoastră în seara aceasta este să nu ne raportăm unii la alții acum și să spunem, m-am întrebat odată pe cineva, ce ai făcut? Și zice, dar ce știi? Deci el nu vrea să recunoască decât ce am aflat. Păi credeți că cu Dumnezeu e așa? Nu este așa. Dumnezeu ne știe cuvintele înainte să le rosti. Frați și surori, spuneți dumneavoastră, nu vrem noi să ajungem în împărăția lui Dumnezeu? Nu vrem noi să avem parte cu El în fericire? Ama, dumneavoastră vă spune, bine, dumne, dar nu sunt perfect, dar mai am de corectat. Știu că mai ai și eu mai am, toți mai avem. Dacă vreunul ar fi ajuns la desăvârșire, nu mai aveam nevoie, nu mai avea nevoie de nimic. De aia suntem aici, pentru că n-am ajuns la desăvârșire, dar tindem către desăvârșire și avem o atitudine corectă de mărturisire, de pocăință, de îndreptare și de maturizare spirituală, că toți suntem într-un grafic. Dacă ar trebui să analizăm pe toți care sunt aici, avem un grafic. Orizontala reprezintă parcursul vieții noastre, verticala idealul nostru, să ajungem undeva sus de tot. Toți pornim de jos, de la naștere, de la nașterea din nou, nu? Când suntem niște prunci. Încă n-am făcut fapte bune, încă nu ne-am maturizat, încă o răcăim și încă vrem lapte. De aici pornim. Ei, creștem, unii ori mai și scăpăm, mai creștem, mai scăpăm, dar linia generală este de creștere. Tot ce doresc eu în viața mea este să cresc, să devin din ce în ce mai mult asemenea Domnului Iisus Hristos. Ori eu nu pot să șterg traiectoria mea reală de pe graficul lui Dumnezeu, îl pot șterge de pe graficul tău, dacă tu mă analizezi pe mine. Pot să-ți dau impresia unei linii ascendente fără niciun scăzământ care mă proiectează în stratosferă. Dar graficul acesta nu-l ține niciunul dintre noi. Cine ține graficul acesta este Dumnezeu. Și Dumnezeu vede parcursul real, traiectoria noastră reală, cu susurile și josurile ei. Și rugămintea pe care o am este, dacă venim înaintea lui Dumnezeu, să nu încercăm să ne furăm căciula, să nu încercăm să ne dăm drept alții, că cu oamenii ne merge, dar cu Dumnezeu nu ne merge. Dimineață, fratele Cornel menționa la timpul de rugăciune despre vameș și fariseu. Din rugăciunea fariseului avea impresia că e desăvârșit. Ăsta era graficul pe care el voia să-l vadă vameșul, voia să-l vadă preoții, voia să-l vadă poporul, voia să vadă un grafic al perfecțiunii. Și Dumnezeu spune, nu i-a folosit la nimic, pentru că evaluarea lui nu a fost o evaluare corectă. Ne ridicăm în picioare și venim înaintea Domnului. Primiți, vă rog, cu blândețe cuvântul acesta semănat, pentru că dorința cuvântului lui Dumnezeu nu este niciodată nici să ne insulte, nici să ne înjosească, ci să ne perfecționeze, să ne desăvârșească, să ne pregătească în neprihănire pentru ca să fim părtași împărăției lui Dumnezeu. Ne rugăm din toată inima Domnului.